Victoria Colesnic vă prezintă Telejurnalul. Bună ziua și bine v-am regăsit la știrile amiezii. Iată principalele subiecte ale ediției. Președintele Igor Dodon a avut o întrevedere cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova. Alegerile au fost pe agenda de discuții. Magistrații au decis să amâne din nou ședința de judecată în noul dosar penal pe numele lui Vlad Filat. Motivul? Unul dintre avocați era plecat din țară. România continuă să fie principala piață de desfacere pentru mărfurile din Republica Moldova. Valoarea exporturilor a fost de 3,5 ori mai mare decât spre Federația Rusă. Fostul deputat liberal Boris Vieru, autorul proiectului de lege pentru combaterea comunismului și scoaterea sârmei ghimpate de la Prut, s-a stins din viață. Anunțul a fost făcut de Partidul Liberal pe pagina oficială de Facebook. În mesaj se menționează și că Boris Vieru a fost autorul sesizării depuse la Curtea Constituției să fie recunoscută ca limbă oficială a Republicii Moldova. Pentru gestul său, fostul parlamentar a fost decorat de președintele României, Traian Băsescu, cu Ordinul Steaua României. Boris Vieru a fost deputat din partea Partidului Liberal în perioada 2009-2014. Desfășurarea alegerilor parlamentare în conformitate cu standardele internaționale va permite recunoașterea legitimității scrutinului. Este declarația președintelui Igor Dodon, care a avut o întrevedere în această dimineață cu ambasadorul SUA la Chișinău, Derek Hogan. În timpul discuțiilor, șeful statului a anunțat că acordă o atenție deosebită campaniei electorale și că buna desfășurare a scrutinului va asigura menținerea stabilității în țară. Întrevederea președintelui Dodon cu diplomatul american are loc după ce acum câteva zile Moscova a adus învinuiri Washingtonului că s-ar implica în treburile interne ale Republicii Moldova. Învinuirile îl vizau pe ambasadorul Derek Hogan, care, potrivit autorităților de la Moscova, ar sprijini unii concurenți electorali în defavoarea altora. Ambasada SUA la Chișinău nu a comentat deocamdată învinuirile aduse de Ministerul Rus de Externe. Magistrații au decis astăzi să amâne din nou ședința de judecată în noul dosar penal pe numele lui Vlad Filat. Noul termen este 28 februarie. Cererea de amânare a fost înaintată de unul dintre avocații fostului premier, care a spus că este plecat din țară. În cadrul ședinței preliminare de pe 6 februarie, avocații fostului premier au cerut ca instanța de judecată să excludă mai multe probe din dosar, care afirmă ei ar fi fost obținute prin încălcarea legii. Vlad Filat, aflat în închisoare, este acuzat de spălarea de bani în proporții deosebite de mari. $60 de milioane este dispus să ofere Guvernul Republicii Moldova prin programul Start pentru Tineri. Cum pot fi accesate fondurile, aflați imediat din Telejurnal. Amenințau vânzătoarele, după care furau banii din magazin și se făceau nevăzuți. Oamenii legii au prins 3 indivizi care au dat astfel de atacuri în mai multe sectoare din Chișinău. Bărbații cu vârste între 33 și 40 de ani făceau parte dintr-un grup infracțional. Oamenii legii au constatat că doar pe parcursul lunii ianuarie, suspecții au comis 4 atacuri tâlhărești. Fiecare membru al grupului infracțional avea un rol bine determinat când săvârșea un atac. În timp ce 2 dintre ei stăteau la pândă, al 3-lea intra în magazine alimentare și amenința vânzătoarele cu un obiect asemănător unui pistol, după care lua banii din casele de marcat, apoi toți se făceau nevăzuți. Prin acțiunile lor, suspecții au cauzat un prejudiciu de 11.000 de lei. Indivizii au fost reținuți pentru 72 de ore și sunt cercetați penal pentru tâlhărie. Dacă vor fi găsiți vinovați, riscă până la 10 ani de închisoare. Un bărbat din Ungheni a fost reținut în momentul în care trimitea 2 tinere în Italia pentru a practica prostituția. Proxenetul a fost urmărit de poliție și are la activ mai multe victime. Anchetatorii caută și o femeie care i-a fost complice. Începem!
Suspectul în vârstă de 42 de ani a fost reținut chiar în fața blocului în timp ce punea la punct ultimele detalii cu tinerele. Fetele de 22 și 23 de ani urmau să plece în Italia și urmau să se prostitueze pentru 2000 de euro pe lună cu 10-15 clienți pe zi. Anchetatorii spun că suspectul era proxenet de aproape un an, perioadă în care a racolat mai multe tinere din Republica Moldova. El a fost reținut pentru 30 de zile și este cercetat penal pentru proxenetism, faptă care se pedepsește cu până la 7 ani de închisoare. România continuă să fie principala piață de desfacere pentru mărfurile din Republica Moldova. O arată datele Biroului Național de Statistică, potrivit cărora anul trecut exporturile spre malul drept al Prutului au crescut cu aproximativ 42%, în timp ce pe piața rusă exporturile au scăzut cu 14%. Statisticile oficiale arată că valoarea exporturilor din Republica Moldova pe piața românească au depășit 792 milioane de dolari, de 3,5 ori mai mare decât valoarea mărfurilor livrate în Federația Rusă. Totodată, exporturile în România le-au depășit ca valoare cu 377 de milioane de dolari și pe cele din întreg spațiul CSI. Statistica arată că anul trecut Republica Moldova a exportat mărfuri în valoare totală de 2,7 miliarde de dolari, în creștere cu 11,6% față de anul 2017. În topul celor mai mari parteneri dintre țările europene se află România, Italia și Germania, cu o pondere de 48,8% în totalul exporturilor Republicii Moldova. Datele Biroului Național de Statistică mai arată că prezența țărilor Uniunii Europene în totalul exporturilor moldovenești a crescut de la 65,85% în 2017 la 68,79% în 2018, în timp ce ponderea țărilor CSI s-a redus de la 19,09% la 15,37%, iar cea a Federației Ruse a coborât de la 14% la 8%. Noi oportunități pentru tinerii din Republica Moldova. Guvernul a lansat programul Start pentru tineri care își propune să-i ajute să-și deschidă o afacere. Programul pilot va fi implementat pe parcursul a 3 ani, timp în care statul este dispus să ofere 60 de milioane de lei. Programul Start pentru tineri este destinat celor care își doresc să înceapă sau au început recent o afacere, în special în zonele rurale. Beneficiarii trebuie să aibă vârsta între 18 și 35 de ani. Unul dintre ei este și Roman Pușcă, un tânăr ambițios din satul Talmaz, raionul Ștefan Vodă. Este o șansă pentru mulți oameni, deci mulți tineri, ca să regăsească în Republica Moldova, de fapt chiar să aibă o mână de ajutor ca să lansa în lumea afacerilor. Am o activitate care vreau să o dezvolt, deci vorbesc de industria turismului, deci vreau cumva să o atrag cu alți ochi în Republica Moldova, deci văd că este o industrie care crește foarte mult și văd că tinerii din Republica Moldova iubesc să călătorească, deci vreau să mă implic să ajut oamenii să călătorească și mai mult. Valeria Gorgos este o altă tânără din Chișinău ce are câteva idei de afaceri pe care și le-ar dori să le pună pe roate. Pentru că programul se bazează mai mult pentru 70% mai mult pe zona rurală, mă gândeam la produse fără gen mai eco, vorbesc anumit de pâine și de brutărie. Noul program le va acorda tinerilor atât sprijin financiar cât și instruire antreprenorială. Fiind eu de altă profesie și nu considerați că noi nu avem spiritul ăsta din antreprenor, pentru că școala noi nu am primit, noi nu am fost pregătiți, în școala nu ne pregătește de viață, din nefericire. Putem să fim cei mai buni studenți, cei mai buni liceeni, dar când ajungi să te cunoști cu problemele vieții, este nevoie de o altfel de instruire. Ne dorim foarte mult ca acest program să faciliteze sau să provoace mai mulți tineri cu idei creative, să-și lanseze o proprie afacere, să-și găsească viitorul aici în țară. Cu un buget de 60 de milioane de lei, programul Start pentru tineri va fi implementat pe parcursul a 3 ani de către Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii. Programul are drept obiectiv crearea 250 de companii și a cel puțin 400 de locuri noi de muncă, dintre care 70% în zonele rurale. Medicii trag un semnal serios de alarmă. Populația României îmbătrânește, iar numărul cazurilor de Alzheimer crește considerabil și la fel se întâmplă peste tot în lume. Stilul de viață este principalul responsabil pentru acest adevărat flagel, amănunte în doar câteva minute în Telejurnal.
Inspectoratul Național de Patrulare încearcă să-i convingă pe șoferi să nu mai urce băuți la volan. La Soroca a fost lansată campania de prevenire a consumului de alcool. Fii conștient, cineva drag te așteaptă acasă. Agenții de patrulare și angajații biroului de probațiune au împărțit șoferilor pliante informative și le-au vorbit despre riscurile pe care și le asumă conducând în stare de ebrietate. De la începutul acestui an, la Soroca au fost depistate 20 de persoane care conduceau după ce au consumat alcool. Amintim că de la sfârșitul anului trecut au intrat în vigoare noile amendamente ale legii prin care șoferii care vor urca băuți la volan vor fi pedepsiți mai aspru. Pe lângă amenzile usturătoare, aceștia vor rămâne și fără permisul de conducere. Populația României îmbătrânește, iar numărul cazurilor de Alzheimer crește alarmant. Și nu doar la noi, ci în toată lumea. La fiecare 3 secunde apare un nou caz de demență la nivel mondial. Medicii atrag atenția că stilul de viață este esențial pentru a preveni apariția bolii care fură memoria. Tiberiu are grijă de bunicul lui care a fost diagnosticat cu Alzheimer acum 7 ani. Boala nu se vindecă, iar pacienții ajung să depindă complet de cei din jur. Practic, structura cerebrală îmbătrânește mai repede, iar pacientul nu se mai poate baza pe memorie și devine dezorientat. Când este furios, chiar zice, nu m-am pot controla, nu pot să simt ce trăiește el ca să-mi dau seama să văd cine este mai greu pentru bunica care stă cel mai mult aproape de el pentru că, să zic așa, o scoate din sărite sau pentru mine că trebuie să alerg după medici. Acum te întreabă, mi-ai dat pastilele? Și după aceea vine și mă te întreabă încă de 5 ori. Atâta timp faci cu dragoste, este bine. Tiberiu vorbește zilnic la telefon cu bunicul său și nu uită niciodată să-i spună cuvinte care să-l aline. Hai, Doamne ajută! Te iubesc! În sânul familiei sau la azil, felul în care apropiații sau cadrele medicale îi tratează pe pacienți e o adevărată provocare. Este o boală degenerativă care necesită foarte multă atenție, așa că prima recomandare ar fi cu multă blândețe. Faptul că uiți unde se pune furculița e un semn de întrebare. Dar dacă uiți la ce se folosește furculița, deja ne gândim la un Alzheimer. Medicii spun că pe lângă factorii genetici, stilul de viață este esențial pentru a evita o bătrânețe fără memorie. Există niște factori predispozanți pentru această boală, cum ar fi sedentarismul, o alimentație inadecvată, tulburări de somn, fumatul, hipertensiune arterială, diabetul zaharat. În România există puțini specialiști. 10 psihiatri la 100.000 de locuitori este insuficient, spun experții, mai ales că numărul persoanelor care suferă de afecțiuni psihice crește de la an la an. Eu am o tulburare mentală severă, în 1999, dar merg înainte. Pacientul este văzut din mai multe aspecte și nu este văzut doar ca un diagnostic. Te văd ca un diagnostic, dar te văd ca un om. Încurajăm beneficiarul, persoana cu probleme de sănătate mentală, să-și trăiască viața și nu diagnosticul. Despre rezultatele primei etape a reformei sistemului de sănătate mentală din Republica Moldova și următoarele acțiuni planificate, discutăm astăzi la Obiectiv Comun. Daniel Suciu și Răzvan Cuc sunt noile propuneri ale Guvernului pentru portofoliile de la Ministerele Dezvoltării și Transporturilor din România. Daniel Suciu ar urma să ocupe și funcția de vicepremier. Dăncilă a declarat că azi va trimite președintelui Iohannis cele două nominalizări. Răzvan Cuc a mai fost ministru al transporturilor în guvernele Grindeanu și Tudose. A fost schimbat însă din funcție pentru că era neperformant. Plec de la ideea de bună credință. Nu vreau să plec de la această ipoteză că președintele va respinge încă o dată nominalizările. Răzvan Cuc nu a fost schimbat. Răzvan Cuc și-a dat demisia atunci. Toți am considerat că este foarte bine ca lucrurile să fie luate din mers și că este foarte important acum, când ne-am propus prin bugetul pe anul 2019 investiții în infrastructură, să avem pe cineva care cunoaște ministerul. Daniel Suciu a arătat că poate coordona grupul politic, grupul este liderul deputaților PSD, a putut coordona deputații PSD în cadrul grupului, are legături cu toți președinții și cu toți președinții Consiliilor Județene din țară. Eu cred că Daniel Suciu are și experiența și expertiza necesară și că va fi un ministru al dezvoltării foarte bun.
Au fost discuții cu scânteia seară la Comitetul Executiv al Partidului Social Democrat din România. Liderul PSD Vrancea, Marian Oprișan, a declarat că Liviu Dragnea face uneori pe stăpânul partidului, iar la toamnă trebuie organizat un congres pentru că lui Dragnea îi expiră mandatul. Dragnea îl contrazice și spune că un congres nu este oportun. Liviu Dragnea, adevărul că de când a ajuns la București s-a cam metamorfozat. În ce stăpân? Nu, în președintele partidului, cu anumite valențe. Cu ce valențe? Mai face și el din când în când pe stăpânul partidului. Când crezi că este oportun un congres în acest an? Cred că este total inoportun să vorbim despre așa ceva astăzi. Și nu e numai părerea mea, este părerea, cred că aproape a tuturor, cu două, trei excepții, că nu trebuie să discutăm despre asta acum. Modalități de aprobare a deciziilor în Consiliul Uniunii Europene, în funcție de tematică, cu majoritate simplă, vot favorabil din partea a 15 state, cu majoritate calificată, vot favorabil din partea a 55% dintre statele membre, reprezentând cel puțin 65% din populația Uniunii Europene, și vot unanim, toate voturile sunt favorabile. Președintele Consiliului inițiază votarea. În anumite condiții, votul poate fi solicitat și de către un membru al Consiliului sau al Comisiei. Val de indignare în Franța, unde un cimitir evroiesc din Alsace a fost profanat. Pe mai bine de 80 de morminte au fost desenate svastici albastre și galbene. Cimitirul este situat într-o localitate de aproximativ 800 de locuitori din apropiere de Strasburg. Mai multe demonstrații împotriva actelor antisemite au avut loc peste tot în Franța. Cimitirul din mica localitate alsaciană are aproape 200 de morminte. 80 dintre ele au fost profanate cu svastici și înscrisuri jignitoare. Comunitatea locală, partidele politice, dar și opinia publică au condamnat imediat acest act și au cerut pedepsirea vinovaților. Președintele Franței, Emmanuel Macron, s-a deplasat imediat la Katzenheim, unde a stat de vorbă cu membrii comunității și cu reprezentanții autorităților locale. S-a fait depuis trop d'années. Je suis là c'est pour témoigner d'abord de la solidarité de la nation tout entière. De notre honte de voir ça. De notre détermination à être ensemble. Dans ces moments comme dans tous ceux où nous sommes blessés, où certains d'entre nous sont blessés. Et de dire ici ma détermination entière, notre détermination entière, à lutter contre l'antisémitisme sous toutes ses formes. Anul trecut în Franța s-au înregistrat peste 540 de acte antisemite, iar în ultima perioadă autoritățile s-au confruntat cu o creștere a acestora, precum și cu o intensificare a mesajelor de incitare la ură. Veneția este în sărbătoare, celebrul carnaval este în plină desfășurare până pe data de 5 martie. Imagini de la colorata și vesela sărbătoare vedeți mai târziu în telejurnal. Fiți aproape de noi! De teama spionajului, Rusia le interzice militarilor să aibă asupra lor smartphone-uri în misiune. Parlamentul de la Moscova a adoptat o modificare legislativă în acest sens. Ofițerilor ruși li s-a interzis și să posteze pe internet informații despre activitățile lor. Angajații armatei nu au voie să dețină dispozitive electronice personale care pot stoca fotografii sau înregistrări video și ar putea fi folosite pentru geolocalizare. Ministerul rus al apărării a distribuit telefoane mobile cu un nivel ridicat de protecție ofițerilor superiori care au acces la documente sensibile. O carte ar putea ajuta la inventarierea bogăților pierdute în Rusia bolșevică împreună cu tezaurul României în urmă cu 100 de ani. Este vorba despre Bijuteriile Reginei Maria, volum scris de istoricul român Deana Mandache. Volumul inventariază amănunțit bijuteriile celei mai iubite regine a românilor. Istoricul Deana Mandache ne mărturisește în volumul lansat la București că Regina Maria a fost posesoarea unei colecții impresionante de bijuterii, dotă primită de la familia regală britanică, la care s-au adăugat și cele primite de la Ferdinand și regele Carol I. Cea mai mare parte a lor s-a pierdut însă odată cu tezaurul României. Bijuteriile Reginei Maria au fost trimise, cum se știe, în două cutii de fier, nu au fost inventariate, dovadă graba cu care ele au fost puse. Nimeni nu a putut să prevadă această prăbușire. Regina Maria era îndeaproape înrudită cu țarul Rusiei, erau veri
și era firesc să căutăm sprijin în direcția aceea. Anul trecut, guvernatorul Băncii Naționale a cerut familiei regale un inventar al bijuteriilor reginei Maria expediate la Moscova pentru a-l înainta Comisiei Mixte Ruso-Română pentru Tezaur. Ați putea reconstitui lista bijuteriilor pierdute odată cu tezaurul? Da, este vorba de inventarul din 1900 cu desene și acoarele, în care sunt descrieri ale bijuteriilor reginei Maria. Doar câteva se mai regăsesc după Marele Război. Istoricul afirmă că încă din 1920 bolșevicii ar fi dezmembrat și vândut la bucată o parte din bijuteriile reginei în țări scandinave și Londra, unor persoane particulare. După război, regina Maria a făcut noi achiziții. Preferatele ei au fost perlele și diamantele. Acestea sunt bijuteriile pe care le-a purtat la încoronare. Regina Maria este ea însă și o bijuterie prin stilul ei, prin felul în care a reprezentat imaginea României de-a lungul timpului. La lansare a participat și principesa Maria, care a purtat câteva bijuterii cu valoare simbolică moștenite de la regina mamă Elena și regina Ana. În bine plăcutul cu utilul, vorbim despre câțiva tineri din Bălți care aleg să-și petreacă timpul la Anticafenea. Pe lângă cluburile de discuții și dezbateri, tinerii s-au apucat și de gătit deserturi. În rol de masterchef a fost Pavel, de 19 ani, student la un colegiu din Bălți. De mic a știut că va deveni bucătar. Până va atinge apogeul în carieră, a decis să-și ajute prietenii de la Anticafenea să învețe rețete simple, dar delicioase. Au început cu deserturi și anume un strudel de mere și brownie. De fiecare dată ne este frică să încercăm ceva nou, cât timp este cineva care vine și ne arată cum ar trebui să facem, acasă o să ne fie mult mai ușor să încercăm și noi să facem același lucru. Toți s-au implicat în procesul de preparare a deserturilor, iar rezultatul a fost pe măsura așteptărilor. Când am aflat că mă face ceva din dulciuri, am fost bucuroasă, pentru că mai mult acasă gătesc când preparăm ceva gustos și dulce pentru ceai. Și de aceea am venit să încerc și eu și ca data viitoare să încerc și acasă. Este interesant pentru că fiecare bucătar are metoda lui de a pregăti. Deci noi încercăm, vedem ce se primește și vedem care rezultat este mai bun. Спочатку було волнение, но в конце я вот именно почувствовал море удовольствия, когда люди вот именно дегустируя вот именно эти блюда, которые сами же они делали, они получали много удовольствия с того, что они попробовали. И это очень круто, это огромная оценка для меня. Acțiunile tinerilor la Anticafenea sunt dintre cele mai diverse. Pe lângă cluburile de discuții, dezbateri și cinema, ei organizează și diverse ateliere de creație. Acum se gândesc la o campanie de caritate ce o vor desfășura în primăvară. Am realizat mărțișoare handmade pe care le-am oferit publicului contraplată la un preț simbolic, iar banii care i-am colectat, adică tinerii care i-au colectat, o să meargă pentru procurarea cărțuliilor și creionilor colorate și o să mergem la un etaj la spitalul municipal a nostru, la Copilaș, o să le oferim pentru cei care sunt internați de mult timp. Anticafeneaua din Bălți este frecventată de circa 30 de tineri. Este agitație la Veneția, unde carnavalul este în plină desfășurare. Turiștii au îmbrăcat costume de epocă și au pus măști și savurează atmosfera de sărbătoare în gondole, la petrecerile de stradă sau în atelierele unde se confecționează accesorii. Flotila de gondole este o imagine simbolă a carnavalului, o sărbătoare care se reinventează în fiecare an, păstrându-și tradiția de secole. Cu sau fără mască, zeci de mii de turiști se bucură pe ambarcațiunile frumos decorate sau pe străzi, de muzică, petreceri sau de costumele tradiționale. So happy to see a lot of people wearing different costumes, masks and you know, the Venetian gowns and oh, it's so amazing. Un alt simbol al carnavalului este masca. Are diferite forme, culori și mărimi. Ascunde identități și permite exprimarea fără teama opiniilor.
Sunt zeci de magazine unde se vând măști. Accesoriul are însă un farmec aparte dacă este creat de mâna unui artist. Armando are de 20 de ani un atelier unde confecționează măști autentice. La maschera, ovviamente, è una parte, secondo me, della vita dei veneziani. Li permetteva di essere se stessi, diciamo, di proprio di esprimere la loro gioia di vivere, di stare insieme, di fare festa. Din mâna lui au ieșit sute de modele, confortabile sau bizare, simple sau cu pietre prețioase, care au ajuns până în Australia, Statele Unite sau Canada. Vizitatorii se pot bucura de atmosfera colorată a carnavalului până pe 5 martie. Atât pentru această oră. Cu mai multe informații vă așteptăm la telejurnalul ore 18. Rămâneți cu TVR Moldova. Sunt Victoria Colesnic și vă mulțumesc pentru atenție. O zi frumoasă vă doresc. La revedere!